Da, într-adevăr, a fost o experiență, nu știu dacă să o numesc tragică, pentru că am scăpat cu viața, ceea ce cumva mă ajută să, numesc, să nu îi dau acest eveniment numele de tragic, însă am trecut printr-o sperietură groaznică și iată că încă sunt în șoc. Cum să se întâmple? Suntem în preajma sărbătorilor, aglomerație mare pe toate drumurile, nu întotdeauna infrastructura ne ajută. În fața mea a pus frână un domn care era cu o cisternă, un tir practic, iar eu, nu știu, pe baza stresului, a oboselii, bătea și foarte tare soarele, nu am văzut când acesta a frânat și nu am mai avut timp la rândul meu să frânez, practic nu am avut timp de reacție de niciun fel, am intrat direct în spatele tirului, în cisternă, practic. Și mașina mea a suferit daune serioase, este avariată total. Însă îi mulțumesc bunului Dumnezeu că m-a păzit și am reușit să ies din autoturism pe picioarele mele. M-am ales doar cu câteva contuzii ușoare la față și... Tu a sărit erbeguri? Da, da, au sărit erbegurile. Și ca să vezi ironia sorții în... cum să-ți spun, că așa retrăiesc momentele când îți povestesc. Toate portierele s-au blocat în urma impactului, nici măcar portbagajul nu mai putea fi deschis. Singura portieră care a funcționat a fost portiera mea și am putut să mă dau, jos din mașină. Erai singură în mașină? Eram singură în mașină, mă grăbeam să ajung la câțiva copii, pentru că eu fac o campanie caritabilă acum și mă grăbeam să ajung la câțiva copii cu daruri. Însă vezi că, uite, Dumnezeu n-a vrut să ajung astăzi, probabil că astfel poate m-a ferit de alte lucruri mai grave, nu știu, așa vreau să cred. Însă, cu siguranță, voi depăși acest moment și voi continua să-mi fac toate treburile așa cum mi le-am plănuit, dacă Bunul Dumnezeu îmi va îngădui acest lucru. Îmi voi onora toate angajamentele pe care le am de sărbători față de oamenii cărora trebuie să le cânt. Unde s-a întâmplat? S-a întâmplat în drum spre Roma, undeva... la intrarea într-o localitate în Filipești. Încă eram în afara localității, dar eram la câteva sute de metri de intrarea în localitate. Aveai viteză mare? Nu, aveam, probabil că aici a și fost norocul meu, pentru că acolo în zonă se construiește o autostradă și știind că este drum în lucru, întotdeauna las mai ușor. Adică merg cumva sub viteza regulamentară, pentru că îmi doresc să fiu în siguranță în trafic și să-i păstrez în siguranță și pe ceilalți participanți. Ceilalți participanți care înțeleg că ți-au lăsat un gust amar după acest eveniment, întrucât singura lor preocupare a fost să te filmeze, nici măcar să-ți acorde ajutor. Da, am rămas cu un gust amar pentru că imediat după impact a durat câteva zeci de secunde până mi-am revenit și am reușit să mă dezmeticesc și să-mi dau seama că trebuie să cobor din mașină, pentru că era foarte mult fum în jurul meu și mă gândeam că mașina ar putea să ia foc și după ce m-am verificat să nu am sânge pe față, să nu mi-am pipăit picioarele, să fiu sigură că îmi simt toate, că îmi simt corpul așa cum trebuie. Am coborât din mașină și am constatat cu stupoare că toate mașinile treceau și nimeni, dar absolut nicio mașină nu m-a oprit. Absolut nicio mașină. Toate că mașina era avariată destul de serios și puteam foarte bine să fiu rănită sau puteam foarte bine să, Doamne ferește, să se întâmple alte lucruri mai grave.
și să fiu neputincioasă în acel moment. Și am rămas stupefiată la indiferența oamenilor, pentru că treceau cu atâta ușurință și vedeai șoferii cu telefoanele în mână cum filmau ceea ce se întâmplase, sau pasagerii din dreapta aveau telefoanele în mână și filmau. Unii treceau și scoteau telefonul pe geam și filmau momentul. Destul de neplăcut, ca să spun așa, pentru că am constatat lipsa de umanitate a unor români. Și am crezut totuși că noi suntem altfel ca nație, ca să spun așa. Am crezut că încă noi mai bate o inimă sinceră și o inimă dedicată semenilor. Ai ajuns și la spital pentru consul de specialitate? Ai pățit ceva? Nu am avut leziuni care să necesite intervenția medicilor. Celălalt șofer a pățit ceva? Nu, șoferul de pe autocisternă nu a pățit nimic. Dânsul inițial nici nu a simțit că a fost lovit din spate, cu toate că, așa cum ți-am zis, eram în afara localității, aveam undeva în jur de 70-80 de kilometri pe oră. Dânsul a crezut că i s-a mișcat lichidul în cisternă, pentru că e clar, Ce lichid fiind numai transporta în cisternă? petrol. Deci exista și riscul unei explozii. Da. Din fericire nu a fost cazul, mulțumim lui Dumnezeu, mulțumesc pompierilor, mulțumesc poliției pentru faptul că au făcut lucrurile să fie foarte ușoare și au fost foarte grijulii, foarte atenți, chiar intervenția lor a fost foarte promptă. Probabil s-au adunat foarte multe în viața mea și sunt în punctul în care mintea mea, corpul meu au nevoie de odihnă. Îi mulțumesc Bunului Dumnezeu pentru faptul că nu mi s-a întâmplat nimic grav, chiar dacă mașina mea reprezintă o pagubă destul de mare Ce mașină conduceai? din punct de vedere material. Nu conduceam o mașină foarte scumpă, nu cred că are relevanță acest aspect, însă mașina pe care am avut-o m-a protejat și da, o mașină de clasă medie, dar care pentru bugetul unui român reprezintă o pierdere atunci când E daună tot la avea e daună asigurare? totală. Cum? Asigurare casco aveai? Nu aveam asigurare casco, doar RCA-ul. RCA-ul, da.